Bine ați revenit la cursuri! Acesta este primul curs de electricitate de pe acest canal și de aceea trebuie să lămurim unele noțiuni fundamentale. Electricitatea studiază fenomenele electrice și toate fenomenele electrice apar datorită unei proprietăți pe care o au unele particule elementare, proprietate pe care o numim sarcină electrică. Ce este această sarcină electrică? Este capacitatea acestor particule de a interacționa între ele prin forțe mult mai puternice decât forțele gravitaționale, de milioane de ori mai puternice, forțe pe care le numim forțe electrice și forțe magnetice. Veți vedea că și interacțiunile pe care le numim magnetice apar tot datorită sarcinilor electrice. Forțele electrice și magnetice formează împreună interacțiunile electromagnetice, care reprezintă una dintre cele patru interacțiuni fundamentale ale Universului. Avem forța gravitațională, forța electromagnetică, forța nucleară tare și forța nucleară slabă. Fenomenele electrice sunt produse de sarcini electrice în repaus și sunt studiate de electrostatică, în timp ce fenomenele în care apar și forțe magnetice sunt studiate de electrodinamică, pentru că aceste fenomene presupun mișcarea sarcinilor electrice. Sau avem un capitol mai cuprinzător care se numește electromagnetism, în care studiem relațiile dintre fenomenele electrice și magnetice, undele electromagnetice și așa mai departe. Primele cursuri vor fi dedicate electrostaticii. Să începem! Unele fenomene electrice, cum ar fi fulgerele, au fost observate dintotdeauna, iar altele, cum ar fi electrizarea corpurilor prin frecare, au fost menționate încă din antichitate. De fapt, chiar numele acestor fenomene vine de la cuvântul grecesc electron, care înseamnă chilimbar, o rășină fosilă produsă de unele specii de pin, care se electrizează foarte ușor prin frecare. Tales din Milet, considerat de mulți ca primul om care a avut o abordare științifică a fenomenelor naturale, a observat și a studiat felul în care chilimbarul, după ce este frecat cu diferite corpuri, atrage alte corpuri. Acum mai bine de 2500 de ani. Atunci când unele corpuri sunt frecate cu diferite materiale, ele capătă o stare specială pe care o numim stare de electrizare. Spunem că acele corpuri sunt electrizate. În această stare, corpurile se pot atrage sau respinge, adică apar interacțiuni electrice. Puteți să vedeți aceste două tipuri de interacțiuni în două scurte materiale video care urmează. Pentru că există două feluri de interacțiuni electrice, de atracție și de respingere, înseamnă că există două feluri de sarcini electrice. Ele au fost botezate sarcină electrică pozitivă, respectiv sarcină electrică negativă.
cum se explică electrizarea prin frecare. Toate corpurile, toate substanțele sunt alcătuite din atomi. De obicei, atomii se leagă între ei, formând molecule, un fenomen foarte complex, atât de complex încât există o știință consacrată studiului acestui fenomen, știință numită chimie. Atomii au un nucleu și un înveliș electronic. În nucleu avem protoni, care au sarcina electrică pozitivă, și neutroni, care n-au sarcină electrică și de aceea acum ne interesează mai puțin. În exteriorul nucleului se găsește învelișul electronic, în care avem, evident, electroni care au sarcină electrică negativă. Sarcina electrică a electronilor, respectiv a protonilor, este cea mai mică sarcină electrică posibilă. Se numește sarcina electrică elementară. Electronii au sarcina electrică elementară negativă și protonii au sarcina electrică elementară pozitivă. Într-un atom, numărul protonilor din nucleu este egal cu numărul electronilor din învelișul electronic, ceea ce înseamnă că avem tot atâtea sarcini pozitive câte sarcini negative avem, sarcini elementare. Și ceea ce mai înseamnă că sarcina totală a atomului este zero. Deci atomul nu are sarcină electrică pentru că are tot atâta sarcină negativă câtă sarcină pozitivă. Dar atomii, și nu numai ei, și moleculele, pot să schimbe între ei electroni. Dacă un atom primește 1, 2, 3 electroni, atunci el devine ion negativ, pentru că va avea mai mulți electroni decât protoni, și atunci are mai multă sarcină electrică negativă decât pozitivă. Iar dacă un atom cedează 1, 2, 3 electroni, atunci el devine ion pozitiv, pentru că are mai mulți protoni în nucleu decât electroni în învelișul electronic, ceea ce înseamnă că are un total de sarcină electrică pozitivă. Tendința de a accepta sau a ceda electroni este descrisă de o proprietate chimică numită electronegativitate. Cu cât un atom are electronegativitatea mai mare, mai puternică, cu atât are o tendință mai pronunțată de a se transforma într-un ion negativ. Un atom foarte electronegativ va lua din jurul lui, de la alți atomi, molecule, electroni și în felul ăsta se va transforma într-un ion negativ. Și acum pot să explic de ce se electrizează corpurile prin frecare. Atunci când frecăm două corpuri, particulele dintr-un corp, pot să fie atomi sau molecule, de aceea le spun particule, ajung unele dintre ele foarte aproape de particulele din celălalt corp. Și de obicei, particulele dintr-un corp sunt mai electronegative decât particulele din celălalt corp și atunci particulele mai electronegative vor lua electroni de la particulele mai puțin electronegative. În felul acesta, prin frecare, apare un transfer de electroni de la un corp la celălalt. Corpul pe care vin electronii devine electrizat negativ, pentru că va avea un exces de sarcină negativă, iar corpul de pe care au plecat electronii devine electrizat pozitiv, pentru că va avea un exces de sarcină pozitivă. Protonii din corpul respectiv vor fi mai mulți decât electronii din corpul respectiv. Am arătat la începutul cursului de mecanică că există un set de mărimi fizice care au fost alese ca mărimi fizice fundamentale. Pentru studiul fenomenelor mecanice sunt suficiente 3, lungimea, timpul și masa, și pentru fiecare capitol al fizicii se adaugă la cele 3 câte o mărime fizică fundamentală specifică fenomenelor din capitolul respectiv. Pentru studiul fenomenelor electromagnetice, mărimea fizică fundamentală este intensitatea curentului electric.
care are ca unitate de măsură amperul. Voi defini atât intensitatea curentului electric cât și amperul atunci când vom ajunge la electrodinamică. Unitatea de măsură pentru sarcina electrică este deci o unitate de măsură derivată. Ea trebuie să fie definită cu ajutorul amperului, care este unitatea de măsură fundamentală pentru studiul fenomenelor electromagnetice. Unitatea de măsură pentru sarcina electrică a fost botezată Coulomb în cinstea fizicianului Charles-Augustin Coulomb și ea se definește cu ajutorul amperului în felul următor. Un coulomb este sarcina electrică care trece prin secțiunea unui conductor parcurs de un curent electric constant cu intensitatea de 1 amper într-o secundă. Asta înseamnă că avem aici trei mărimi fizice, sarcina electrică, intensitatea curentului și timpul, care trebuie să fie legate printr-o formulă. Acea formulă este următoarea. Sarcina electrică, se notează de obicei cu litera Q, este produsul dintre intensitatea curentului și timpul, durata curentului respectiv. Și asta înseamnă că unitatea de măsură pentru sarcina electrică în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru intensitate, care așa cum am spus este amperul, înmulțită cu unitatea de măsură pentru timp, care este secunda. Și acest produs, amper ori secundă, a fost botezat Coulomb, așa cum v-am spus, în cinstea fizicianului Coulomb. Am spus mai devreme că electronii și protonii au cea mai mică sarcină electrică posibilă, numită sarcină electrică elementară. Exprimată în coulombi, sarcina electrică elementară, care se notează cu litera E mic, are valoarea de 1,6 ori 10 la minus 19 coulombi. Este sarcina electrică a electronului, dar negativă, deci electronul are sarcina electrică minus 1,6 ori 10 la minus 19 coulombi, și este sarcina electrică a protonului, dar pozitivă, 1,6 ori 10 la minus 19 coulombi. Este foarte important de reținut în legătură cu sarcina electrică că ea nu poate să ia orice valoare. O sarcină electrică este întotdeauna un multiplu al sarcinii elementare. Deci o sarcină electrică Q este întotdeauna de forma N ori E, unde N este un număr întreg. Ceea ce înseamnă că sarcina electrică poate să ia un șir de valori, dar nu orice valoare. Adică poate lua valoarea 1, E mic, bineînțeles, plus sau minus, poate lua valoarea de 2 ori E mic, tot plus și minus, de 3 ori E mic, plus și minus, și așa mai departe. O mărime fizică care nu poate lua orice valoare, ci doar un șir de valori, se numește mărime fizică cuantificată. Deci sarcina electrică este o mărime fizică cuantificată. Toate experimentele arată că într-un sistem fizic izolat din punct de vedere electric, sarcina totală se conservă. Izolat din punct de vedere electric înseamnă că sistemul nu poate schimba sarcina electrică cu exteriorul. Deci într-un astfel de sistem, sarcina electrică totală rămâne aceeași. Nu se schimbă indiferent ce se întâmplă în sistemul respectiv. Și asta se numește conservarea sarcinii electrice. Datorită acestei legi de conservare, atunci când are loc generarea de particule cu sarcină electrică, de pildă în acceleratoarele de particule care ciocnesc foarte violent particule între ele, acolo energia cinetică a particulelor care se ciocnesc se transformă în particule, câteodată o cascadă întreagă de particule. Dar, datorită sarcinii electrice care trebuie să se conserve, de câte ori apare o particulă cu sarcina
plus Q, apare și o particulă cu sarcina electrică minus Q, în așa fel încât nu apare de fapt sarcina electrică, pentru că suma sarcinilor electrice este 0. Mai vreau să menționez că fiecare particulă are, din punct de vedere electric, antiparticula ei, care este identică cu particula în toate privințele, cu excepția sarcinii electrice, care este de semn contrar. De pildă, electronul, pe care îl notăm E minus, pentru că are sarcină negativă, are o antiparticulă, numită pozitron, pe care îl notăm E plus. Identică din toate punctele de vedere cu electronul, dar cu sarcina pozitivă. Atunci când un electron se întâlnește cu un pozitron, sau mai general o particulă se întâlnește cu antiparticula ei, are loc un proces numit de anihilare. Cele două particule dispar și în locul lor apar fotoni, de obicei fotoni gamma. Dar nu s-a întâmplat nimic cu sarcina electrică, pentru că, de pildă, dacă se întâlnește un electron cu un antielectron, cu un pozitron, sarcina totală este 0 de la început. Cam tot atâta sarcină negativă cât pozitivă am. Și va fi 0 și după ce cele două particule dispar. Să notăm aceste lucruri. După cum ați văzut, sarcinile de același semn se resping, iar sarcinile de semn contrar se atrag. Aici puteți vedea situațiile posibile. Dacă avem două sarcini punctiforme sau foarte mici în comparație cu distanța dintre ele, să le dăm numele Q1 și Q2, care se găsesc la distanța R mic una de cealaltă, atunci experimentele ne arată că forța de atracție sau de respingere dintre ele este direct proporțională cu sarcinile, adică e proporțională și cu Q1 și cu Q2, și este invers proporțională cu pătratul distanței dintre cele două sarcini. Adică putem scrie că forța este proporțională cu produsul Q1 ori Q2 supra R pătrat. Pentru a trece la egalitate, avem nevoie de o constantă. Și atunci putem scrie că forța F este egală cu constanta K ori Q1 ori Q2 supra R mic pătrat. În sistemul internațional, constanta K are expresia 1 supra 4 pi epsilon, unde epsilon este o constantă de material, se numește permitivitatea electrică a mediului în care are loc interacțiunea, a mediului în care se găsesc sarcinile electrice. Și raportul 1 supra 4 pi epsilon este deci constanta din formula forței dacă lucrăm în sistemul internațional. Și atunci formula devine F egal cu 1 supra 4 pi epsilon ori Q1 ori Q2 supra R mic pătrat. Și sub această formă o numim legea lui Coulomb, care ne arată că forța cu
cu care se atrag sau se resping două sarcini punctiforme sau care sunt foarte mici în comparație cu distanța dintre ele, este direct proporțională cu sarcinile, invers proporțională cu distanța dintre sarcini la pătrat, R pătrat, și ne mai arată ceva, că depinde de mediul în care se găsesc sarcinile. Dacă această forță are loc în vid, atunci avem F0 egal cu 1 supra 4pi epsilon 0 ori Q1 ori Q2 supra R pătrat, unde epsilon 0 este permitivitatea electrică a vidului. Deci, cele două relații se referă la aceleași două sarcini care se găsesc la aceeași distanță, dar odată într-un mediu oarecare, care are permitivitatea epsilon, și apoi un vid, care are permitivitatea electrică epsilon 0. Și dacă facem raportul F0 supra F, atunci observăm că se simplifică aproape tot, rămâne epsilon supra epsilon 0, care se notează cu epsilon R și se numește permitivitate electrică relativă a mediului în care a avut loc prima interacțiune. Ce ne arată permitivitatea electrică relativă? Putem spune ce ne arată dacă ne uităm la raportul de la care am plecat. Permitivitatea electrică relativă ne arată de câte ori interacțiunea electrică într-un mediu este mai slabă decât interacțiunea electrică în vid. Pentru că în orice mediu, interacțiunea electrică este mai slabă decât interacțiunea electrică în vid. Cu alte cuvinte, de reținut, interacțiunile electrice sunt cele mai puternice dacă au loc în vid. Valoarea lui epsilon 0 a permitivității electrice a vidului este aproximativ 8,854 ori 10 la minus 12 farad pe metru. Faradul îl vom defini în cursul următor. Deocamdată vă dau doar unitatea de măsură. Și raportul 1 supra 4 pi epsilon 0 are valoarea aproximativă de 9 ori 10 la a 9 newton ori metru pătrat supra coulomb pătrat. Deci are o valoare ușor de memorat pentru rezolvarea problemelor. Încă ceva legat de legea lui Coulomb. Știm foarte bine că forța este un vector. Cum apare caracterul vectorial al forței din această relație? Priviți acest desen. Sarcina Q2 are poziția față de sarcina Q1 caracterizată de vectorul de poziție R. Și atunci putem scrie legea lui Coulomb în felul următor. Vectorul forță este 1 supra 4 pi epsilon ori Q1 ori Q2 supra R mic pătrat înmulțit cu vectorul R supra modulul lui R. Ceea ce ne arată că forța lui Coulomb trebuie să aibă aceeași direcție cu vectorul de poziție al sarcinii a doua față de sarcina întâi. Adică, cu alte cuvinte, forța care acționează asupra sarcinii a doua, despre ea vorbim acum, trebuie să se găsească pe dreapta care unește cele două sarcini. Iar sensul este dat de semnul sarcinilor. Așa cum vedeți în acest desen, dacă cele două sarcini sunt amândouă pozitive sau amândouă negative, atunci vectorul R se va înmulți cu un număr pozitiv și înseamnă că în acest caz forța cu care sarcina Q1 acționează asupra sarcinii Q2 va avea același semn cu vectorul de poziție R.
Dar dacă una dintre sarcini este pozitivă și cealaltă este negativă, așa cum vedeți în primele două cazuri din desen, atunci vectorul R se va înmulți cu un număr negativ și forța cu care prima sarcină acționează asupra celei de-a doua sarcini va avea sensul contrar vectorului de poziție R. Și acum să notăm aceste lucruri legate de legea lui Coulomb. Interacțiunile între corpuri nu se pot face fără un suport. Cu alte cuvinte, dacă un corp poate acționa asupra altui corp, poate să-l atragă sau să-l respingă, asta înseamnă că între ele este ceva. Interacțiunea nu poate să aibă loc prin nimic. Și deoarece sarcinile electrice interacționează între ele, înseamnă că ele trebuie să producă în jurul lor o formă de existență a materiei prin care să se producă această interacțiune. Numim această formă de existență a materiei prin care au loc interacțiunile electrice și magnetice câmp electric, respectiv câmp magnetic. Și reprezentăm aceste câmpuri prin linii de câmp. Cel care a introdus noțiunea de linie de câmp a fost Michael Faraday. Ce este o linie de câmp? O linie de câmp este o curbă, în general, poate să fie și o dreaptă, dar în general o curbă, care are proprietatea că dacă aducem o sarcină electrică pe care o numim sarcină de probă, pentru că o folosim ca să vedem care este starea câmpului într-un punct oarecare, atunci forțele care vor acționa asupra sarcinii de probă când se găsește pe oricare punct al liniei de câmp sunt tangente la linia de câmp. De pildă, dacă aduc sarcina de probă Q mic aici, în punctul A, atunci forța care va acționa asupra ei va fi F indice A. Dacă o aduc în punctul B, atunci forța care va acționa asupra ei va fi F indice B, atât F indice A cât și F indice B fiind tangente la linia de câmp. În cazul sarcinilor izolate, deci care nu interacționează între ele, avem câmpuri electrice care au o simetrie radială, o simetrie sferică, așa cum vedeți în acest desen. Pentru o sarcină pozitivă, în repaus, liniile de câmp pleacă de la sarcina pozitivă și se duc spre infinit. Pentru o sarcină negativă, avem linii de câmp care vin la sarcina negativă. Vom vedea imediat de ce. În cazul în care sarcinile interacționează, atunci, dacă avem atracție, atunci liniile de câmp arată așa cum vedeți acolo, pleacă de pe sarcina pozitivă și se duc pe sarcina negativă. Deci această structură a câmpului dintre două sarcini arată atracție. Dacă sarcinile se resping, atunci liniile de câmp arată așa cum vedeți în acest desen. Dacă sarcinile sunt amândouă pozitive, atunci liniile de câmp pleacă de pe ambele sarcini. Dacă sunt amândouă negative, atunci liniile de câmp vin la ambele sarcini. Toate
câmpurile de atracție sau respingere pe care le-ați văzut până acum erau simetrice față de un plan care împarte în două distanța dintre cele două sarcini și erau așa pentru că am considerat că cele două sarcini au fost egale în modul. Dacă sarcinile nu sunt egale în modul, una e mai puternică decât cealaltă, atunci liniile de câmp nu mai au o simetrie față de un plan și arată așa cum vedeți în acest desen. Și bineînțeles că putem avea din nou atracție sau respingere. Avem nevoie de o mărime care să caracterizeze câmpul electric. Ea se numește intensitatea câmpului electric și se definește în felul următor. Să zicem că avem o sarcină Q mare și aducem în apropierea ei o sarcină Q mic la distanța R. Atunci, forța care va acționa asupra sarcinii Q mic va fi dată de legea lui Coulomb. Și ea va depinde atât de sarcina Q mare, cât și de sarcina Q mic. Ori noi vrem să găsim o mărime care să caracterizeze câmpul electric în punctul în care se găsește sarcina Q mic, să zicem în punctul A. Și atunci împărțim expresia forței la sarcina Q mic, ca să obținem o mărime care nu mai depinde de Q mic, ci depinde doar de sarcina Q mare și de distanța la care se găsește punctul A față de sarcina Q mare. Și atunci avem forța F împărțită la Q mic va fi egală cu 1 supra 4 pi epsilon ori Q mare supra R pătrat înmulțit cu vectorul R supra R. Și acest raport se notează cu litera E și se vede că este un vector, pentru că se obține prin împărțirea forței electrice, care e un vector la sarcina Q mic, se numește intensitatea câmpului electric în punctul A. Fiecare punct al spațiului este caracterizat de o anumită intensitate. În modul, intensitatea câmpului are expresia Q mare supra 4 pi epsilon ori R pătrat. Deci, depinde de sarcina care produce câmpul și de distanța la care ne găsim față de sarcina respectivă și, bineînțeles, de mediul în care ne găsim. Permitivitatea electrică relativă depinde de mediu. Această relație este foarte importantă pentru că ne arată că dacă știm valoarea intensității câmpului electric într-un punct, putem calcula imediat forța care va acționa asupra unei sarcini de probă. Forța F va fi egală cu Q înmulțit cu E. Deci forțele electrice se pot calcula înmulțind sarcina electrică cu intensitatea câmpului electric în punctul respectiv. Unitatea de măsură pentru intensitatea câmpului electric în sistemul internațional va fi Newton pe Coulomb. Newton pe Coulomb. O să vedeți că mai există și unitatea de măsură volt pe metru, dar trebuie să ajungem la electrocinetică ca să definesc voltul. Să vedem și de ce au liniile de câmp sensul pe care îl au, adică pleacă de la sarcinile pozitive, dar vin la sarcinile negative. Să presupunem că avem sarcina Q mare și într-un punct A aducem sarcina de probă Q mic. Sarcina de probă este prin convenție pozitivă. Și asta înseamnă că dacă sarcina Q mare este și ea pozitivă, apare o forță de respingere. Forța va avea acest sens. Și atunci, pentru că forța este cea care dă sensul liniilor de câmp, sensul liniei de câmp care pleacă de la sarcina Q mare va fi acesta.
și sensul tuturor liniilor de câmp va fi acesta, pentru că sarcina chiumare este pozitivă. Dacă sarcina chiumare ar fi negativă, atunci sensul forței s-ar schimba. Ar fi înspre sarcină și atunci și liniile de câmp ar avea acest sens. Ultimul lucru, foarte important pentru rezolvarea problemelor, dacă sunt mai multe sarcini electrice, atunci într-un anumit punct al spațiului, fiecare are o anumită intensitate a câmpului produs de sarcina respectivă. Și intensitatea totală va fi rezultanta tuturor acestor intensități. Dar intensitatea câmpului electric este o mărime vectorială. Așa că, în general, avem E1, E2, E3 și așa mai departe, toți vectori. Așa că dacă vrem să știm cât este intensitatea rezultantă a câmpului într-un anumit punct, trebuie să ne folosim de regulile de compunere ale vectorilor. De pildă, în acest desen, vedeți o sarcină pozitivă, Q1, care produce în punctul A intensitatea E1. Și o sarcină negativă, Q2, care produce tot în punctul A intensitatea E2. Dar, așa cum am spus, E1 și E2 sunt vectori. Și atunci, vectorul E, care este rezultanta celor doi, se calculează cu relația E pătrat este egal cu E1 la pătrat plus E2 la pătrat plus de două ori E1 ori E2 ori cosinus de alfa, unde alfa este unghiul dintre cei doi vectori, care în cazul nostru este 90 de grade, dar nu întotdeauna, evident, are această valoare. Deci, să nu uităm că atunci când vrem să știm cât este intensitatea totală a câmpului electric într-un punct și sunt mai multe sarcini, trebuie să compunem vectorii E1, E2, E3 după regulile de compunere ale vectorilor. Să notăm ceea ce am spus despre câmpul electric. În al doilea și ultimul curs de electrostatică voi vorbi despre potențialul electric și despre capacitatea electrică. La revedere!